Meetingul de solidaritate cu familia Bodnariu din Norvegia, ai cărei 5 copii au fost luați abuziv în custodie de statul norvegian, a început la Cluj-Napoca sub o ploaie rece și încăpățânată. Atmosfera a fost însă animată prin bannerele purtate de participanți și prin atitudinea hotărâtă atât a celor mari cât și a celor mici, care majoritatea au rezistat pe baricade timp de aproape 2 ore. Inițiatorul acestei acțiuni la Cluj ne spune cum și de ce i-a chemat pe clujeni să susțină cazul acestei familii. Inițiativa am luat-o în urma a ce am simțit când am citit articolul din postura de tată. Tată a unei fetițe de 1 an și 2 luni. Am fost impresionat de caz și m-am gândit că trebuie să fac ceva în sensul ăsta. Așa a pornit. Au răspuns oamenii? Pozitiv. Adică acum suntem aici, suntem într-un număr destul de mare, aproximativ, zic eu, 600-700 de oameni și văd că ploaia nu ne-a împiedicat să fim aici. Ceva impresii, ceva impresionat de la întâlnirea de astăzi? M-a impresionat foarte mult faptul că oamenii nu și-au pierdut conștiința și suntem cu toții aici uniți pentru această familie, pentru acest scop. Cam cât contează, credeți, ce facem acum în meetingul acesta pentru soții Bodnariu? Contează foarte mult, foarte mult. Fiecare oraș contează în aceste demersuri. Adică oamenii sunt cu ochii pe autorități și pe acest caz. Contează. Văd că așa merg lucrurile. Trebuie să fim cu ochii pe anumite întâmplări ca ele să fie soluționate normal. Ce i-ar ajuta pe ei, pe soții Bodnariu, cel mai mult? Susținerea noastră și grăbirea anchetei, în primul rând. Noi asta urmărim, ca o decizie să fie luată cât mai repede. Timpul trece, copiii sunt departe de părinți și departe de fraților, deci toți sunt separați. Ce mesaj le-ați transmite? Aș vrea să văd cât mai repede întreaga familie împreună, înapoi, fericită, și să văd zâmbetele acelea de copii din nou, lângă părinților. Vă invit să ne amestecăm puțin în mulțime, să descoperim ce cred, ce au de spus și cum spun participanții la meeting despre miza acestei lupte pașnice. Familia a creat-o Dumnezeu și atunci trebuie să apărăm ceea ce Dumnezeu a creat. Ceea ce se petrece la ora asta în lume, în lumea întreagă, e totul, aproape totul împotriva lui Dumnezeu. Uitați ce se petrece în Norvegia, lucrurile care le vedem între noi, ce se petrece în America, ce se petrece în Franța, ce se petrece în Olanda și așa mai departe. Dacă noi, care credem în Dumnezeu, nu încercăm să facem ceva împotriva lucrurilor acestora, înseamnă că nu-i Dumnezeu cu noi și nu-i de partea noastră. Deci nu credeți că au greșit în vreun fel părinții aceștia față de copii? Nu, părinții aceștia nu au greșit față de copii. Autoritățile lor, eu zic, asta e părerea mea, au uitat de valorile adevărate ale familiei. Nu cred în valorile familiei, cred numai în individ. La ei lucrul ăsta e pe primul plan. Și atunci, bineînțeles că ei fac tot felul de lucruri pentru că aș atinge țelul lor și scopul lor. Întrebarea e, de ce susțineți familia Bodnariu? Deoarece suntem la curent cu ceea ce li se întâmplă și știm că este pe nedrept. Li s-au luat copiii într-un mod abuziv și nu li s-a făcut dreptate. Și sperăm ca autoritățile norvegiene să sesizeze revolta noastră și să le returneze copiii. Noi suntem de acord că trebuie să fie copiii învățați despre principiile moralității, principiile care le-a lăsat Dumnezeu, și nu mi se pare corect într-o țară liberă ca să fie opriți niște copii din a vorbi ceea ce li s-a spus de părinți. Ce v-a convins să susțineți familia Bodnariu? Păi sunt două lucruri importante. Unul, pentru că sunt și eu părinte și îmi dau seama prin ce trec și ce simt. Și doi, pentru că din toate datele
pe care le am și după care m-am documentat și zeci de articole citite în această săptămână, plus faptul că am terminat facultatea de drept și înțeleg cât de cât un pic și legile, îmi dau seama că față de ei s-a săvârșit un abuz. Care ar fi abuzul? Din câte am înțeles, a lovi un copil chiar peste fund sau încerca să-l disciplineze, în Norvegia este infracțiune. Bun, pot să accept că acesta este infracțiune după legea lor, dar atunci eu stau și mă întreb dacă este infracțiune și în cazul unei infracțiuni de drept comun, da, să zicem un furt, legea penală norvegiană a reacționat chiar așa de dur să ia copii, adică, bun, să-l trimită direct la închisoare pe infractor, fără un proces, fără să aibă prezumția de nevinovăție și mă întreb de ce familia Bodnariu n-a primit un preaviz, de ce procesul încă se tergiversează, că am înțeles că primul termen este în luna februarie și, ok, dacă ei au făcut un abuz conform legii, de ce s-a răspuns cu un abuz și mai mare? Ce le-ați transmite familiei Bodnariu? Nu-mi place să fiu foarte optimist, să dau vești nerealiste, dar cred că va fi un război lung, de lungă durată. Ok, orice soluție pe termen scurt și orice rezolvare pe termen scurt pozitivă pentru ei ar fi o chestie de care ne-am bucurat, dar nu cred că va fi așa. Să fie tari, să-și adune în continuare consilieri, să se roage, evident, și să încerce cât mai multe căi posibile și din punct de vedere uman. Și Norvegiei? Norvegiei, cred că, așa cum din ce am citit, cred că se îndreaptă spre o direcție total greșită și pleacă de la afirmația pe care și un ministru, am înțeles, al educației a făcut acum 9 ani, că o familie n-are cum să știe mai bine decât statul cum să-și educe copiii și cred că este o afirmație total greșită din multe puncte de vedere, în primul rând din punct de vedere al libertății omului, din punct de vedere al valorilor familiei și dacă ei vor continua pe direcția asta, cu siguranță e o direcție total destructivă pentru orice societate. Poți să ne spui ce faci tu aici? Eu am venit aici ca să încurajez să le dea copiii înapoi la familia din Norvegia. De ce le-au luat copiii, știi? Că i-au bătut. Și că ori cânta cei mari la școală cântări creștine. Și tu de ce ții cu familia Bodnariu? Că orice familie merită să-și aibă copii. Câți ani ai? 8, aproape 9. Te înțelegi bine cu mama și cu tata? Da. Câți ani are cel din cărucior? Un an și 2 luni. Îl cheamă? Luca. Și cum te-ați venit chiar și cu Luca, ce e așa de mititel? Pentru susținerea familiei Bodnariu. Ce v-a convins să-i susțineți? Situația în sine. Este o situație dramatică. Indiferent de faptul că sunt învinuiți că au greșit din punctul de vedere al legislației norvegiene? Cred că n-au greșit. De ce? Credeți asta? Pentru că n-au greșit. Nici dacă au aplicat corecții fizice copiilor, dar așa cum spune serviciul? Nu cred că se pot numi corecții fizice. Cum le-ați numi? Atenționare. Cum i-ați încuraja pe cei din familia Bodnariu să acționeze, să reziste, să procedeze în situația în care sunt acum? Cred că cel mai important ar fi ca ei să... Și cred că numai Dumnezeu îi întărește momentele acestea ca să stea puternici și să nu recurgă la alte lucruri care probabil noi sau oricare alții ar recurge la niște lucruri care cu siguranță sunt împiși. Să-ți iei cineva 5 copii, să nu-i mai ai, noi ne închipuim, avem unul și să-l ia. Cred că numai Dumnezeu poate să întărească și ne rugăm ca Dumnezeu să întărească și credem că Dumnezeu prin toate aceste meeting-uri care se fac, proteste care se fac în lumea întreagă, cred că nu doar cazul familiei lor va fi rezolvat, ci și altor familii. Credem și sperăm ca instituția aceasta să fie închisă, să fie, sau chiar dacă să nu fie închisă, să nu fie o instituție atât de abuzivă și să răspundă pentru abuzurile pe care le face. Ce faceți voi aici? Ne puteți spune? Noi așteptăm să se reunească familia Bodnariu și alte familii la care copiii au fost luați și ne rugăm la Domnul Dumnezeu să se reunească, să fie toți împreună, pentru că am văzut că mulți copii plâng după familia lor și
tu ai plânge, nu? Da, foarte mult. Nu m-aș putea despărți de părinții mei. Așa de bine te înțelegi cu părinții? Da, foarte, foarte bine. N-aș putea fără ei. Îi iubesc foarte mult și vreau ca și copiii să fie alături de părinți. Suntem un grup din Bistrița, am venit de la 120 de kilometri pentru a susține această problemă și această familie. Noi credem că Dumnezeu nu se va lăsa învins și cazul acesta va fi spre slava Lui, o proslăvire a Lui. Suntem alături de familie, știu ce înseamnă să ai copii, sunt mamă, am 3 copii și ce înseamnă să ți se ia și să nu ai dreptul să-ți vezi copiii și să-ți crești copiii într-o instituție și o țară și într-o lume în care trăim acum, așa ceva este inadmisibil. Deci n-au greșit cu nimic? Soții Bonari? Eu zic că nu au greșit cu nimic și au dreptul la apărare. În orice stat există dreptul la apărare, dreptul la liberă exprimare și dreptul la familie. Aceste drepturile sunt interzise acestor părinți. Nu pot să iei un copil și copii minori care nu au discernământ ca să îi crezi pe cuvânt și cuvântul copiilor să-l pui mai presus de cuvântul părinților. Nu este așa ceva. Această țară, în această țară și aceste drepturi sunt interzise. Nu există democrație. Nu se poate numi democrație. Cum i-ați încuraja? Cum i-ați încuraja pe soții Bonari? Să stea aproape de Dumnezeu. Noi suntem alături de ei, ne rugăm zilnic și credem într-un Dumnezeu atotputernic care într-o zi le va reda copiii. Acest lucru cred că se va întâmpla foarte repede. De ce țineți cu familia Bodnariu? Țin pentru că cred în familia pe care Dumnezeu a lăsat-o, cred în cuvântul Dumnezeu și cred că copiii trebuie să fie alături de familie. Eu nu cred că au greșit, atât timp cât i-au învățat principiile biblice, atât timp cât și-au disciplinat copiii, cu siguranță acum, ca și noi toți, câteodată mai și greșim. Nu cred că încercând să disciplinezi copilul, poate că cu, știu eu, o palmă la fund, trebuie să-ți iei copilul. Ar fi fost și altă metodă de a aborda situația? Adică familie să nu... De către agenția asta. Cu siguranță, bineînțeles. Prima dată ar fi trebuit ca să cerceteze cazul înainte de a lua o decizie. Pur și simplu să vină să iei, pur și simplu să-i iei copiii, doar așa, nu cred că au făcut bine și nu cred că așa se face. Ce credeți că i-ar ajuta mai mult acum în situația asta? Pe familia Bodnariu? Eu cred că îi ajută și ceea ce noi facem astăzi aici. Cred că Dumnezeu Iisus și vede unitatea care s-a format între noi astăzi aici. Mă bucur de ceea ce s-a întâmplat și sper din toată inima ca toate aceste lucruri pe care noi le facem, nu doar aici în Cluj, am văzut și în străinătate și în Londra, să aibă un rezultat pozitiv și copiii să fie înapoiați familiei Bodnariu, pentru că acolo este locul. Radio Vocea Evangheliei și eu, alături de întreaga echipă, suntem alături de familia Bodnariu și avem toată compasiunea pentru acest caz și pentru ceea ce s-a întâmplat, dar mai mult decât atâta, cred că trebuie să luăm poziție, pentru că asta e un adevărat sindrom, o adevărată boală, un cancer care se poate întinde, în care un presupus abuz, cât o fi el de mare, din câte știu e minim, să încearcă să se rezolve printr-un abuz și mai mare, un abuz extrem, aș putea zice, în care copiii nu sunt protejați că s-au refugiat dintr-o familie abuzivă, ci sunt smulși din acea familie și trimiși în alte familii care nu pot să înlocuiască familia originală pe care Dumnezeu le-a dat-o. Și cred că asta e o boală și un cancer care se poate întinde în societate. Și nu are legătură cu inima lui Dumnezeu și cu conceptul de familie pe care Dumnezeu l-a instituit. Ce i-ar putea ajuta acum cel mai mult pe soții Bodnariu? Odată cred că mărturia faptului că suntem oameni care ne ridicăm împotriva unui astfel de sistem și rugăciunile noastre deopotrivă. Pentru că e și o luptă spirituală în mod evident. Asta e un atac demonic, îl consider, asupra familiei. Tu de ce ai venit aici? Ai venit cu mami? Da. Și de ce? Pentru că îmi place ca să ies afară. Și știi ce se întâmplă? Cine-s copiii din afișul pe care îl ține mami? Nu se ajungă acasă copiii.
susții familia Bonari? Pentru că sunt mamă și știu ce înseamnă să naști cu greu copii, să îi crești cu dragoste și cineva să consideră că știe să-i crească mai bine decât tine. Vrem să susținem familia Botnariu, vrem să vedem copiii întorși acasă la părinții lor, pentru că Dumnezeu dăruiește copiii familiei și familia este cea care trebuie să-i crească. Ai adus-o pe Maria aici în ploaie. Da, neapărat, trebuia să vină. De ce ați venit neapărat amândouă? Pentru că vrem ca acești copii să se întoarcă acasă la părinții lor și vrem să nu ajungem și noi în aceeași situație niciodată. Da, nu putem să fim indiferenți în fața acestei nedreptăți, în fața acestui abuz și trebuie să ne ridicăm toți în rugăciune și în post și să milităm pentru drepturile familiei, pentru dragostea pe care Dumnezeu a pus-o în sânul familiei și să apărăm valorile moral creștine. Mi se pare o situație monstruoasă, o nedreptate crasă, un lucru rău, un flagel, un cancer, care poate să cuprinde și familiile din țara noastră. Deci nu putem să fim indiferenți. Și cine are inimă pentru Dumnezeu se ridică și spune nu păcatului. Am venit la meeting la adunarea aceasta din municipiul Zalău, județul Salaj, să fim alături cu toții, să sensibilizăm autoritățile, parlament, guvern, ministrul de externe, pentru protecția copilului, ca să iei măsuri cât mai urgent. Am venit aici pentru că m-am uitat la emisiune, urmăresc Credo TV și am înțeles că trebuie să venim să ne unim și prin aceasta trebuie să împlinim porunca Domnului Iisus. Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-a iubit voi pe, eu pe voi, să vă iubiți și voi, ca cei din lume să vadă că sunteți ai mei. Mă numesc Crina și locuiesc în Australia împreună cu soțul meu și cu cei 5 copii ai noștri. Am venit în România pentru că soțul meu studiază medicină în Cluj, iar de această situație am auzit de la o cunoștință noastră. Am mai căutat informații pe Google și am rămas perplexi. Ni s-a părut dezgustător. Dacă cineva ar face așa ceva cu câinii în Australia, ar fi probleme mari. Ce să mai vorbim de copii? Eu și soțul meu am plâns, pur și simplu. Mi se pare de-a dreptul imposibil. E vorba de ființe umane, copii. Nici măcar nu pot exprima în cuvinte cât de îngrozitoare este această situație. Pur și simplu îți întoarce stomacul pe dos să vezi cât de brutali sunt acești oameni care nu se gândesc deloc la copii, la ce efect au aceste lucruri asupra copiilor. Gândiți-vă cum îi afectează pe copii gândul că părinții lor s-ar putea să nu fie oameni buni. Asta îi poate afecta pentru tot restul vieții. Gândiți-vă ce înseamnă pentru ei să fie smulși de lângă părinții lor, să li se spună tot felul de lucruri. De exemplu, că părinților nu le este dor de ei și alte asemenea lucruri. Nu înțeleg cum se poate întâmpla așa ceva. Cred că oricine crede că locul copiilor este lângă părinților, trebuie să ia atitudine. Fie că suntem credincioși, fie că nu, cred că aici tot trebuie să luăm atitudine, pentru că ceea ce se întâmplă este ridicol. Și sunt dezamăgită că țara asta nu face tot ceea ce ar putea face. Ți se frânge inima. Mărețul har, mărului, te mire din păcat, pierdut-ți era, dar m-a găsit. Președintele Fundației Clinica Provita, co-inițiator al acestei acțiuni, dr. David Ile, ne împărtășește motivele sale pentru a acționa în favoarea familiei Botnariu.
Am foarte multe motive să susțin. Odată pentru că văd că o familie care ar trebui să fie protejată și onorată chiar pentru standardul în care își educă copiii, a fost abuzată, a fost separată, a fost nimicită și mi se pare că ăsta este un semnal suficient de mare de alarmă la care trebuie să răspundă toți creștinii și mă bucur extrem de mult că au răspuns creștinii. Apoi vreau să spun că am venit aici pentru că nu sunt de acord cu procedurile prin care această familie a fost desființată și ruptă în bucăți. Cred că această organizație Barnevernet e vinovată de practici nedemocratice. Dacă sugerează declarații false lui Ruth ca să-și recupereze copiii, adică să spună că soțul e violent și că își bate copiii și că asta ar putea să-i aducă soluție la problemă, mi se pare că asta este de domeniul fascismului și a comunismului, nu a democrației. Dacă declarațiile copiilor sunt folosite și sunt valabile ca să acuze părinții de violență, dar declarațiile copiilor nu sunt mai valabile atunci când ei cer să rămână împreună, iarăși mi se pare că e o practică care nu e normală. Și, bineînțeles, partea cea mai flagrantă este că această familie, înainte să aibă dreptul să se apere, a fost condamnată la desființare. Deci ăsta mi se pare că e un lucru care încalcă orice principiu normal al dreptului. Să pornești de la prezumția de vinovăție în apărarea unei cauze mi se pare absolut fascism. Ce i-ar putea ajuta, credeți, cel mai mult în situația asta pe soții Bonariu? Să-și recapete copiii, în primul rând. În scopul ăsta, ce i-ar putea ajuta? Cred că îi poate ajuta atunci când demersurile merg pe toate nivelele posibile. Adică demersul ăsta de manifestare în stradă, alături de demersuri diplomatice și administrative, toate astea împreună, plus faptul că eu cred că această organizație ar trebui să fie trasă în judecată, în judecată internațională pentru niște practici total abuzive și care n-au nicio relevanță cu lumea în care trăim. Care ar fi miza mai profundă a cazului Bodnariu? Păi miza mai profundă este faptul că familia creștină e amenințată și noi ca și creștini suntem amenințați că nu facem bine când Europa s-a clădit tocmai pe valorile creștine. Asta mi se pare că e miza care îi aduce pe oameni și care i-a adus pe oameni astăzi aici. Familia creștină e amenințată. Și noi nu suntem de acord cu asta. Și suntem chiar să, nu doar să stăm câteva ore, dar chiar să luptăm mai mult și să spunem că oamenii or să trebuiască să se bată de opoziția noastră dacă continuă. Dintre toate argumentele și punctele de vedere exprimate, n-a lipsit cel mai important, căruia participanții la meetingul de la Cluj i-au dat glas la unison. Este cel mai bun cuvânt de final, inclusiv pentru acest material. Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția,